În această dimineață, pompierii militari sighetene au fost mobilizați în localitatea Coștui, comuna Rona de Sus, unde o casă particulară a luat foc. Două autospeciale au fost deplasate la locul solicitării și un echipaj de prim ajutor. De asemenea, pentru că focul se manifesta cu violență, a fost mobilizat și personalul serviciului voluntar pentru situații de urgență Rona de Sus. Circa patru ore a durat intervenția. Flăcările au distrus 90 de metri pătrați de acoperiș din lemn, 50 de metri pătrați din anexa gospodărească și 20 de metri pătrați din șopronul de fân. Potrivit informațiilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, Cauza incendiului este folosirea intenționată a sursei de aprindere. În urma cercetărilor efectuate astăzi, polițiștii au constatat că cel care a incendiat locuința este un bărbat de 41 de ani. Acesta s-a certat cu fratele său și chiar l-a agresat și apoi a dat foc locuinței comune. În această după-amiază se afla în custodia poliției. Oamenii legii au deschis un dosar penal în acest caz.